Bună ziua! Bine v-am găsit pe canalul meu Corbu Croșeta. Mă cheamă Cornelia. Astăzi vă propun să croșetăm un fular. Pentru ca fularul să fie bogat, frumos și atrăgător, vă recomand să folosiți un fir de ață gros. Eu voi lucra cu croșeta numărul 6. Lungimea fularului o croșetați la dorință, dar e de dorit să nu fie mai mică de 1,50 m sau 1,80 m. Fularul meu la bază are 50 de ochiuri. Aproximativ lățimea lui va fi 50 de centimetri. Deci să începem. Facem un lanț din 50 de ochiuri. Mai facem 4 ochiuri de lanț. Aceste ochiuri va fi de întoarcere a lucrării. Începem rândul 1. Luăm jeteu pe croșetă și în al 5-lea ochi al lanțului facem un picioruș dublu. După schemă vedem că avem nevoie încă de 4 piciorușe duble în următoarele 4 ochiuri de lanț. Deci, luăm jeteu pe croșetă, în ochiul următor facem încă un picioruș dublu, avem 2, jeteu pe croșetă, în următorul ochi 3, în următorul ochi avem 4 și încă un picioruș dublu, avem 5. Avem 5 piciorușe duble. Acum luăm jeteu pe croșete, sărim peste 4 ochiuri de lanț și în al 5-lea ochi al lanțului facem un picioruș dublu. Croșetăm 4 ochiuri de lanț. Iată, acesta este raportul fularului nostru. Cum vedeți, am croșetat până acum 5 piciorușe duble, jeteu pe croșetă, sărim peste 4 ochiuri de lanț, facem un picioruș dublu, croșetăm 4 ochiuri de lanț. Iarăși repetăm 5 piciorușe duble, jeteu pe croșetă, sărim peste 4 ochiuri de lanț, facem un picioruș dublu, 4 ochiuri de lanț. Am finisat 2 rapoarte. În continuare repetăm. Croșetăm exact ca și acum. 5 piciorușe duble, jeteu pe croșete, sărim 4 ochiuri de lanț, facem un picioruș dublu, 4 ochiuri de lanț. Până la finele rândului 1. Croșetăm în așa mod. Finisăm rândul 1 astfel. Luăm jeteu pe croșetă, sărim peste 4 ochiuri de lanț și în ultimul ochi al lanțului din lucrare facem un picioruș dublu. Croșetăm 4 ochiuri de lanț și tot din acest ochi mai facem un picioruș dublu. Croșetăm 4 ochiuri de lanț și întoarcem lucrarea. Așa arată la noi rândul 1. Începem rândul 2. Pe sub lănțișorul format din cele două piciorușe duble din rândul precedent, avem nevoie să croșetăm 5 piciorușe duble. Un picioruș dublu, 2, jadeu pe croșetă 3 piciorușe duble, 4, 5 piciorușe duble. Am croșetat pe sub lanț 5 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4, 5. Acum luăm jeteu pe croșetă, sărim peste cele 5 piciorușe duble din rândul precedent și pe sub următorul lanț, format din cele două piciorușe duble din rândul întâi, facem un picioruș dublu. Croșetăm 4 ochiuri de lanț. Tot aici, pe sub lanțeșor în care am croșetat un picioruș dublu, în continuare croșetăm 5 piciorușe duble. Un picioruș dublu, 2 piciorușe duble, 3 piciorușe duble, jeteu pe croșetă 4 piciorușe duble, jeteu pe croșetă 5 piciorușe duble. Am croșetat cele 5 piciorușe duble. Acum luăm jeteu pe croșetă, sărim cele 5 piciorușe duble din rândul precedent și facem un picioruș dublu în următorul lanț. Facem 4 ochiuri de lanț. Croșetăm încă 5 piciorușe duble tot în același lanț unde am croșetat un picioruș dublu. Un picioruș dublu, 2, jeteu pe croșetă 3 piciorușe duble, 4, 5 piciorușe duble. Am croșetat pe sub lanț 5 piciorușe duble. Luăm jeteu pe croșetă, sărim peste cele 5 piciorușe duble din rândul precedent, facem un picioruș dublu. În așa mod, continuați să croșetați până la finele fularului. Linkul pentru a accesa tutorialul îl găsiți atașat în descriere sau în primul comentariu. La fel puteți accesa site-ul corbucrochet.com. Am să mă stărui să public informații, tutoriale, scheme de croșetat. Mă urmăriți pe Facebook și Instagram. Vă mulțumesc pentru vizualizare, vă Vă doresc succes și o zi frumoasă!